Evenimentul rutier a avut loc sâmbătă pe drumul dintre călinești și bucecea tânără de 19 ani se afla la volanul unui autoturism în Volkswagen Golf și circula dinspre Botoșan spre Bucecea. La un moment dat însă a apăsat mult prea tare pedala de accelerație, iar într-o curbă la dreapta femeia nu a mai virat, ci a mers tot înainte pe o porțiune de aproximativ 30 de metri de pământ. S-a izbit cu mașina de rigola unei străzi secundare, iar mai apoi s-a dat peste cap oprindu-se în șanțul de pe cealaltă parte a drumului. Marturii au sunat la 112, la fața locului a ajuns un echipaj cu medic murd și trei Paje de poliție. Șoferița era conștientă, însă a suferit mai multe contuzii și leziuni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Oamenii legii fac cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Din verificările efectuate până în acest moment, s-a stabilit faptul că o tânără de 19 ani, în timp ce conducea autoturismul pe drumul național 29C pe raza localității călinești, pe direcția botoșan bucecea a pierdut controlul asupra direcției de mers în prejurare în care s-a răsturnat în afara părții carosabile. În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Tânăra șoferiță a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.